Bine ați venit la Sibiu Meetup, ediția cu numărul 36. Eu sunt Ștefan, pentru cei care nu mă cunoașteți, hostul și organizatorul. Vă invit să scanați codurile QR dacă vreți să aflați mai multe și să participați ca și speakeri. Așa. Avem și un canal de Discord, care i-am dat drumul recent, adică în decembrie. În spate acolo, dacă vreți, după sau în timp, aveți chestii de ronțăi, ceva de băut. Astăzi avem invitat pe Paul, aici de față, care o să ne vorbească despre Git Commit Messages și PR Etiquette. În principiu, cam atât am avut de spus. O să mai zic câteva cuvinte la final, așa că am să-i predau cuvântul lui Paul. Așadar, bună seara, mulțumesc pentru prezență. Tocul se numește, cum vedeți acolo, Git Commit Messages and PR Etiquette. E un nume super pompos. De fapt, o să vă vorbesc un pic despre cum scriem bune Git Commit Messages, un pic despre niște comenzi de Git care ne lasă să ne edităm istoria, dacă cumva n-am scris Git Commit Messages. Despre debuggable Git history. Asta mi se pare mie cea mai interesantă chestie aici, pentru că din oamenii cu care am vorbit și le-am zis despre tool-ul ăla, nu știau despre el. Practic Git Bisect, spoiler alert. Și un pic la final, ca să înglobăm totul în sfera software engineering, despre PR etichet, un pic despre ce ar trebui să facă un code reviewer și cel care deschide un pull request. Foarte puțin despre mine, numele meu e Barbu Paul Gheorghe. Programez din 2008, profesional din 2010, am trecut prin câmpuri ca embedded, web, dacă vreți cloud, puteți să-l numiți și cloud, am instalat Kubernetes pe niște servere, să zicem așa. În mod curent sunt head of software la Vanglore și chiar puțin m-am detașat de partea hands-on tehnică, sunt mai spre people management. Așadar, dacă vedeți vreo problemă pe slide-uri, mâna sus, ziceți, Paul, ceva nu-i bine, să aveți că ai zis o prostie. Din punctul meu de vedere, apreciez chestiile astea pentru că întâlnirile de genul, ca să învățăm cu toții de asta, sunt și aici, o să împărtășesc niște cunoștințe, poate învățați și voi ceva, poate învăț și eu ceva de la voi, ar fi super. Dacă nu m-auziți bine, să-mi ziceți, sunt gripat, de-aia port masca, pare rău. Apropo de ultimul punct, oare au făcut cineva ore în liceu cu domnul Bunău? Super! Știi ce zicea domnul Bunău? Că el are două reguli. Prima regulă este profesorul are întotdeauna dreptate și a doua regulă este când proful nu are dreptate, se aplică prima regulă. Deci asta e filozofia. Bun, în orice caz, dacă vedeți ceva greșit, vă rog, let me know, discutăm. Bun, acum, ca să prindem ceva de aici, ca să fie util talk-ul, să zicem, ar fi niște prerequisites necesare. Ați lucrat cu Git în linia de comandă? Super, bun. Deci o să avem ce discuta. Excelent, poate chiar sunteți familiar cu comenzile respective, m-ar bucura. Trebuie să facem tracking la issue-uri, într-un ceva issue tracker nu contează care el și respectiv poate să fi avut de-a face cu un sistem de pull request și code review, chiar să ne facă colegii code review. Acum, da, cam toată lumea a dat din cap la a folosi Git. Pe slide, dacă se vede, sper că se vede cât de cât, vedem un output de la Git log unde avem un commit hash, un SHA-1 în principiu, dat de Git. Avem un autor, numele acestuia, data când a fost făcut commit-ul. Ăsta e un merge, deci e un mesaj semi-automat, să zicem așa. Respectiv aici vedem un mesaj scris de un coleg. Ăsta e commit-ul în sine. Nu vedem aici conținutul care s-a schimbat, deși și ăla ar fi ideal, dar astăzi nu o să mă duc chiar atât pe diff-ul în sine din commit, să zic, din log, cât mai mult pe mesaje, cum le scriem și cum mergem să edităm istoria.
Ok. Hai să vedem. Dacă pe ecranul anterior am văzut un output de git log brut, să zic, din linia de comandă, cred că toți sunteți familiari, n-ar să mai deschid link-ul. E poză de la link-ul ăla, e stupid că am o poză pe un slide, că aș putea deschide browserul, dar ăsta e o poză de pe GitHub din kernelul Linux. Ce am vrut să ilustrez aici este că în linia de comandă chestia aia brută nu ne afișează frumos titlul mesajului și descrierea mesajului. De ce zic titlul și descrierea mesajului? Pentru că în Git convenția ar fi că dacă pe prima linie scriem titlul, lăsăm un spațiu, o linie liberă, apoi scriem descrierea commit-ului și sistemele inteligente, moderne, whatever, ne pot arăta ceva de genul ăsta frumos. Da, ăsta e titlul, după el avem o linie goală și apoi o descriere. Da, observați ce descriere au băieții din kernel la commit-uri. Ideea este modul diferit de afișare funcție de tool. Dacă scriem commit-uri bune, și tool-ul ne ajută. Care-i cumva țelul meu cu prezentarea asta și să vă împing în a scrie mesaje mai curate, pentru că de obicei nu lucrăm singuri. Freelanceri, in the house, niciun freelancer. Ok, bun. Deci toată lumea lucrează în echipă, asta e bine. Atunci cu atât mai important. În momentul în care scriem commit-ul și suntem într-o echipă, ele trebuie să aibă niște proprietăți din punctul meu de vedere. Trebuie să fie clare, curate. Și ce înseamnă asta? Mai exact să descrie ce am schimbat și cum am schimbat. Acum, aici depinde de la feature la feature, de la ce modificări sunt acolo. De obicei, cu cât e mai mare feature-ul, dacă luăm un feature, nu știu, ziceți un feature mare ce l-ați implementat zilele astea. Ok, vin eu cu un exemplu. Te rog, cineva a auzit ceva. Ok, să zicem că implementăm un sistem de login, nu știu. Nu îl poți implementa de ieri pe azi, sistemul de login, și atunci îl asigur petreci mai multe zile iterând pe el. Și nu e doar sistemul de login, că e sistemul de înregistrare, e sistemul de... Ți-ai uitat e-mail-ul? Nu e-mail-ul, scuze, ți-ai uitat parola? Deci sunt mai multe chestii acolo. Cu cât e feature-ul mai mare, cu atât e bine să faci mai multe commit-uri. Commit-urile astea ar fi bine să lase sistemul într-o stare funcțională și nu doar să lase într-o stare funcțională din punct de vedere al userului, cât și curată a codului, adică să nu pușuim fix 1 sau fix 2, că ăla nu reprezintă nimic. Și atunci de aia zic what and how, e important să zicem what and how, ce s-a schimbat, cum s-a schimbat. Și respectiv mai scriu acolo feature number from issue tracker, de aceea că e important să avem un issue tracker. Dacă scriem un feature mare și comitem, la un moment dat îl mărgiuim. După 3 luni de commit-uri, nu o să mai știe nimeni de unde ia, nu știu ce commit sau în legătură cu ce a fost, dacă nu e super concret. Și respectiv dacă nu are o legătură cu ceva story sau task din Jira, să zicem. Evident, nu trebuie să fim pedantici. Pentru chestiile minore, cum ar fi rename-uri de fișiere, e suficient. Rename file from to. Sau dacă schimbăm versiunea, version bump. E ok, nu trebuie să fim exagerați, să zic. Ok. Trecem un pic peste punctele nu chiar esențial. Niște exemple de commit messages. Connection status, ăsta e un commit message în sine, tot commit-ul. Updates, formatters, updates la ce? Ce s-a adaptat? Formatters, am formatat codul, chestie pe care trebuia să o facem teoretic, automat cu un tool, sau am formatat ceva ce arătăm userului și s-a schimbat formatarea aia? Da, cred că înțelegeți ideea, astea nu sunt ok, commit-urile astea. Aici sunt niște commit-uri cât de cât mai ok. Adică îți cam zice ce o atins și poate de ce și că a fost un feature, că a fost un bug, whatever. Spre exemplu, dacă citesc unul absolut la întâmplare, nu l-am pregătit dinainte, edit missing return in zero NQ service callback. Ok, era un missing return, deci e un bug acolo și îți cam zice unde? Într-un callback de zero NQ, deci te cam împinge, dar nu e ideal.
Și există o variantă ceva mai bună, conventional commits. Asta dacă vrem să împingem și mai mult ștacheta, să zic așa, în sensul că conventional commits vine și zice așa trebuie să fie formatate commit-urile. Trebuie să ai un tip de commit care îi, spre exemplu, fix sau feature, sau putem defini tipuri specifice nouă. Ideea este că, ok, ai reparat ceva, ai îmbunătățit ceva, ai introdus ceva nou. Un optional scope e acolo. Scope-ul, practic, e ce component ai atins. Ai atins sistemul de login sau ce sistem ai atins, funcție de ce, pe ce lucrăm. Descrierea, care e titlul despre care discutam adineauri, asta e o descriere scurtă a what and how s-a modificat în acel commit. După aia e un optional body, după aia este, de fapt, e foarte important, după aia este o linie goală acolo. După aia este un optional body unde descriem pe larg ce am făcut, ca să înțeleagă posteritatea, practic, și posteritatea suntem și noi incluși, că peste două săptămâni, cel puțin mie mi se întâmplă, trebuie să-mi recitesc codul, sau mi se întâmplă, trebuie să-mi recitesc codul și să înțeleg ce e acolo, că nu-l mai rețin. Și respectiv optional footers. Na, în footers punem issue number-ul din issue tracker. Da. Ce story ne-au făcut să facem commit-ul ăsta? Ca să avem un fel de linkage cu story-uri și cu tot, codul. În partea de jos vedeți și un exemplu de conventional commit. Ăsta ne ajută în două cazuri, să zic așa. Pe baza lui putem genera în mod automat change logs. Adică luăm de acolo și zicem, ok, s-a făcut fix și cu ce s-a făcut fix, pentru că avem o mică descriere. Aia o putem da utilizatorului. Nu o să-i dăm acel optional body pentru că e o polologie lungă. Scuze. Și respectiv mai putem face o chestie cu conventional commits. Parsându-le putem ridica un flag, să zicem așa, spre noi, spre developeri, că s-ar putea să trebuiască să facem un version bump. Dacă toate commit-urile dintr-un sprint, să zicem, dacă lucrăm Scrum, sunt fix, nu trebuie să facem version bump. Facem minor version bump, în fine. Dar dacă avem poate acolo un feature, ăla e momentul în care facem un major version bump. Și atunci, în mod automat, putem să detectăm chestia asta, ca să nu mai uităm, să ne uităm manual prin istorie, ce se întâmplă, ce s-a modificat, ce story-uri s-au închis și așa mai departe. Come on. Ok, dacă ne uităm la realitate, realitatea este că eu am scris ok la acele mesaje did missing return in zero NQ callback. Până la urmă, dacă e să fim serioși, față de primele updates, alias diferență de la cer la pământ între ele ca și calitate. Dacă vrem să enforce-uim ceva, trebuie să o facem automat, că nu le putem zice developerilor, no, acum de mâine noi scriem conventional commits, succes, nu o să scrie nimeni, nu o să respecte nimeni formatul ăla. Și atunci trebuie să venim cu o soluție automată sau semi-automată de a enforce-ui chestia aia, de a-i ajuta, de a le face viața ușoară, ceea ce e și normal. Git hooks e soluția la chestia asta. Cine a mai lucrat cu git hooks? Super. Ce este un hook, la modul general? Cine încearcă o definiție? Se trigărește când faci acțiune. Exact. Practic, sunt niște puncte cheie în flow de execuție care poate să modifice flow de execuție, cât și datele din flow, un hook, la modul general. Nu, asta e și cu git. Practic, git ne pune la dispoziție două mari categorii de hooks. Pe partea de server, care sfinte, pe alea nu le poți sidestep-ui, nu poți să treci peste ele, alea rulează pe server. Și client-side, care rulează la noi pe PC, în diverse momente cheie. Acum, la server-side avem hook pentru pre-receive. Înainte să se primească schimbările efectiv pe server, se pot face verificări de genul are utilizatorul Xulescu acces în pingă, modificări la fișierele, nu știu care. Putem să-i dăm unui junior acces numai la la sistemul de plugin-uri, ca să scrie plugin-uri într-un sistem și celor seniori să modifice chiar și core-ul sistemului respectiv, considerând că și plugin-urile și core-ul sunt în același repo.
ok, după aia vine update, s-au trecut verificările de pre-receive, chiar se primesc modificările și apoi vine post-receive, modificările s-au primit, e gata, sunt pe disc, sunt persistente, în server, lumea poate să facă pull și o să le ia. Post-receive poate fi folosit spre a porni build-uri de CI/CD, spre a trimite notificări echipei, spre a whatever. Bun, și partea pe care o să insist eu acum este partea client-side. Avem hook-uri pentru pre-commit, practic înainte să pornim un commit în sine, rulează hook-ul ăsta. Acolo putem face linting, spre exemplu. Da? Ar fi ideal să facem chestii, acțiuni rapide, astfel încât să nu stea utilizatorul 5 minute să vadă că nu poate să comită, adică nu începem și compilăm la pre-commit. Facem un linting rapid, un static analysis, ceva, astfel încât să zicem, ok, stabilim un minim nivel de calitate aici, să zicem. Ai trecut de linting, ok, ai scris codul cât de cât ok, poți să treci mai departe să faci commit. După aia avem prepare commit message. Ăsta e fix înainte să-i pornească editorul de commit. În prepare commit message, o să vă și arăt un mic demo, putem schimba default commit message-ul. Practic putem să zicem, ok, ăsta e template-ul pe care trebuie să-l respecti. Aici ai conventional commit template, bagă tu mesajele aici și eu te ajut. După aia commit message, efectiv el a scris commit-ul și dă enter, dă save, whatever și validăm commit-ul. Spre exemplu, chiar ai respectat acel template de conventional commits, da sau nu? Post commit, prepush, post checkout, post merge, pre-rebase, post rewrite, citiți despre ele la link-urile respective. Cred că e vremea de demo. Da. N-o să las codul aici că e fără syntax highlighting și fără... Așa, mă simt ca în 2008. Ok, bun, să mă fac și eu așa. Se vede codul? Se vede? Bun. Hai să vedem, suntem la demo de Git Hooks. Ups. Ok. Bun. Ca primă idee, hook-urile, Git vine în ajutorul nostru că e Git și calitate și n-ai ce să-i faci. În orice repo de Git, deci dacă faceți pe laptopul vostru Git init, o să aveți directorul.git și în el hooks, unde aveți plin de sample-uri. Eu am luat două sample-uri din alea, prepare commit message și commit message și le-am adaptat astfel încât să meargă frumos pe ideea noastră de a enforce-ui, să zicem așa, userul să scrie, userul, programatorul, să scrie conventional commits. Bun, cum arată un prepare commit message? Hai să văd dacă pot să fac ăsta F11. Ok. Mai puteți citi oare? Nu prea? Așa, hai să închid aia. Asta se poate trage și el. Bun. Acum, un hook este un script de... Un shell script, practic. Să zicem aici ai bash script. El primește, în cazul ăsta... trei argumente, pe noi ne interesează primele două. Commit message file, ăsta va fi fișierul care va conține mesajul default pe care vrem să-l vadă utilizatorul. Din nou, hook-ul ăsta rulează înainte să se întâmple commit-ul. Utilizatorul zice git, commit, enter. Chestia asta rulează și pregătește un mesaj default. Unde? În fișierul de pe linia 23, să zicem. Pe linia 24, git commit source, ne zice cum a fost introdus mesajul, cum s-a pornit procesul de commit. Și aici ajung un pic mai târziu, trec peste prima parte a scriptului, că nu e esențială deocamdată. Și între liniile 44-52 vedeți că pregătesc un template, care e fix conventional commit. Pe linia 5-6...
nu fac altceva decât să scriu acel mesaj în fișierul despre care discutam. Ce se întâmplă între pe linia 5-4, dacă există un commit message backup, îl folosesc ca să-l scriu în fișierul de commit. De ce? O să vedeți mai târziu. În caz că utilizatorul a scris o polologie întreagă și, nu știu, nu a pus o virgulă unde am vrut eu, că no, așa am vrut să-i fac validarea, nu vreau să-și piardă polologia, că atunci nu mă frustrez developerul și nu e ok. Și atunci îi fac un backup la mesaj, îi zic că vezi că formatul nu e ok și când încearcă din nou, îi încarc backup-ul. Asta se întâmplă pe linia 5.4. Nu e altceva decât o verificare că există fișierul de backup și apoi citirea lui și scrierea pe linia 5.6 unde trebuie. Acum, aici îs niște caviați, să zic așa. În mod normal, fără liniile 32, 42, scriptul merge normal dacă faci git commit enter. Dar dacă faci git commit minus m, ai nevoie de linia 32. Dacă sursa ta este din mesaj din linia de comandă, atunci eu nu vreau să-ți suprascriu mesajul pe care l-ai dat. Eu zic git commit minus m, edit file nu știu ce, end refactor nu știu ce, nu știu cum. Și tu dacă îmi vii cu hook-ul și îmi rescrii mesajul, mă frustrez. Atunci nu facem asta, ieșim pur și simplu din, ignorați echo-ul ăla, ieșim pur și simplu din script și lăsăm să-și scrie mesajul de pe linia de comandă pe developer. Respectiv, ceva similar pe linia 38 și anume putem face git commit amend. Git commit amend vine și modifică ultimul commit făcut. Și atunci automat trebuie să încarc commit-ul respectiv și să îl pun în editor, nu trebuie să-i bag un template default la care m-am gândit eu. Asta e linia 38 și 41. Ca idee, toate scripturile astea o să vedeți și la hook-ul de commit. Exit 0 în Linux este exit cu succes, exit 1 sau mai sus, whatever, este ceva eroare. Și atunci dacă, cum ziceam, un hook modifică flow-ul de execuție, dacă iasă cu exit 0 mergem înainte, dacă iasă cu exit 1, ne oprim. Asta e behavior de la git și respectiv, evident, cu filozofia Linux. Să văd dacă am commit message deschis, dacă nu o să-l deschid. Ok. O să fac și un demo, dar trec un pic prin scripturi. Dar de ce las eu asta așa lată, când pot să o fac mai mică? Bun. Na, ăsta e tot scriptul care validează, nu râdeți de validarea de pe linia 22, că ai scris un conventional commit. Validarea de pe linia 22 e o chestie doar de demo. Primul argument al scriptului și singurul utilizat de mine în cazul ăsta este mesajul în sine. Este mesajul în sine un conventional commit? Are formatul necesar, da sau nu? Nu. Dacă încă găsesc, în cazul meu am zis că e o verificare puerilă, dacă încă găsesc săgețică type, săgețică sau săgețică description, săgețică, atunci înseamnă că la noi e un conventional commit. Îmi pare rău că n-ai editat template-ul. Și atunci ieșim cu exit one și îți fac un backup la commit. Că poate ai scris totuși ceva lung și ai băgat acolo un type, nu știu. Bun, în fine, linia 36, în caz că ai scris ceva valid, deci ai scos type și ai scos description din mesaj, în caz că ai scris ceva valid, scot chestiile opționale ca să nu mai apară în commit, în faza finală. Respectiv șterg backup-ul că ai commit și nu mai ai nevoie de backup și ies cu exit 0 ca să fie cu succes. Și acum putem încerca un mic demo aici, și anume, haideți să facem git commit doar, git commit enter, ups, normal, n-am la ce să commit. Acum fișier, git add web meetup, bun, și îmi pornește editorul setat. În cazul ăsta, ce să zic, suc vscode că editez în Vim și observați că mi-au încărcat template-ul conventional commit. Acum eu am două posibilități aici. Să las așa sau să scriu ceva. Și scriu ceva ca să arăt și
partea asta de linia 22 din hook-ul de commit message și o să salvez și yes și ce să vezi, error, please commit again and write a type in the description. Pentru că ne-am scris asta de acolo, dar nu i-am scos verificările și atunci hook-ul vine și îmi zice ok, n-ai comis cum am decis noi și trebuie să o refac. Și acum dacă dau din nou git commit, o să fie faza aia cu backup-ul, că am asd acolo. Dacă scot, ce ziceam, type și... type și... ups! Type și description. Ok. Am comis cu succes și dacă ne uităm pe git log... mi-au scos părțile alea de opționale din conventional commits pentru că s-au dus pe linia 3-6 pe aici, s-au șters backup-ul, a ieșit cu exit 0, s-au făcut commit-ul și vedem că e acum la 19.40. Bun. Dacă folosești de exemplu? Da, e bună întrebarea. În mod normal, hook-urile sunt independente de ce tool-uri folosești. Sunt git. Dacă tool-ul tău apelează git, ceea ce ar trebui să facă, trece prin hook-uri. Git apelează hook-urile. Ok. Asta e partea cu hook-urile și partea în care ajutăm developerii să scrie conventional commits, să zicem așa. Dacă totuși ceva se întâmplă... Bine, atenție un pic cu hook-urile, că ați văzut, am lăsat acolo, parantezele unghiulare, săgețițile pe acolo, n-arată bine, le-o scos. Deci validările alea trebuie să fie bune, nu joacă ce am făcut acolo. Dacă totuși... trec mesaje de genul ăsta de verificările noastre, putem apela la anumite tool-uri din Git de a schimba istoria. Acum, asta e dirty business un pic cu schimbatul istoriei. Ar fi fain să facem din prima commit-urile cum trebuie, să scriem feature-urile cum trebuie și să scriem zero bug-uri. Asta e idealul, dar nu se poate. Dacă totuși trebuie să facem asta, o putem face. Dar atenție că rescrisul istoriei vine cu consecințe, mai ales dacă lucrați în echipă și branch-ul pe care rescrieți istoria e deja public. Dacă e un branch la voi sau care e pușuit, dar nu l-a luat nimeni, ok, have fun. Dar dacă l-au mai luat colegi, atenție că trebuie să faceți push cu force și using the force is not ok in this case. Force with lease. Ok. Dacă nu ți-ai tras ultimul ref, nu poți să faci force. Îți referi la force. Corect, dar îți garantează că nu mai poți face... Nu poți să scrii istoricul altora dacă nu ai tu, dacă tu... Corect, că îți ia ultimul ref. Corect, îți ia ultimul ref. Ok, uite, nu știam asta. Deci force with lease. Corect. Ok, super. Good point. Excelent, mulțumesc. Primul tool pe care vreau să vi-l prezint este git commitment și probabil cel mai simplu. Am scris un commit. Eu o să merg pe ideea de n-am dat push, eu am un repo local pe care vreau să vă demonstrez chestiile astea. Pur și simplu putem edita ori mesajul, ori fișierele pe care le includem în commit-ul pe care tocmai l-am făcut. Hai să schimb un pic macazul. De fapt pot să rămân aici. Bun. Da, git commitment, pur și simplu mi-încarcă editorul și mă lasă să schimb mesajul. Dacă mai făceam un git add și nu știu ce între timp, mă lăsa să adaug și respectivele fișiere în acest commit peste ce exista deja. Deci să putem merge și ziceam că nu o să fac demo-urile la nivel de diff, pentru că nu neapărat contează, dar puteți pune fișiere peste. Ați pus un fișier, la un exemplu, fișier CPP și ați uitat să adăugați header-ul,
git add header-ul și git commit amend și enter și ok. Practic ăsta mă lasă să modific mesajul și o să pun mesajul ăsta că de ce nu? Hook-urile mele mă lasă că fac validare bună. Ok, git commit amend. Următorul ar fi squash. Practic squash este git reset soft. Ce face el? Haideți să găsim un... Opa! Dacă aș vrea să împachetez mai multe commituri într-unul singur, să zicem că am făcut chestia aia ce ziceam din ori fix 1, fix 2, fix 3 și vreau să le pun pe toate într-un fix de nu știu de care, pot să fac git reset soft cu un SHA și toate commiturile până la acel SHA o să se compacteze. Și o să iau, nu știu, 91, 31, 45 ca și referință. 91, 31, 45. Bun. Absolut tot ce a fost până la commit-ul ăla mi-apar în index, ca și fișiere gata de comis. Ca și cum acum am făcut toate schimbările respective fără să comit intermediar nimic. Și dacă ne uităm pe log în momentul de față, head-ul este la 91.31.45. Deci tot ce a fost până acolo a apărut în index și acum când comit cu și aici vine partea aia de git commit minus m, check-urile ce le ziceam în prepare commit message. Eu pot să scriu commit-ul de aici și hook-ul încă funcționează. Ok, bun. Și am comis. Și amend, squash, rebase. Rebase e cel mai interesant. Rebase te lasă să faci o combinație dintre cele prezentate anterior și nu numai. Practic fac rebase branch-ului meu în el. Pentru că rescriu istoria, nu fac rebase de la alt branch. Sau cu alt branch. O să vă prezint și foarte repede git reflog-ul ca să restaurez ce prostie am făcut aici cu squash-ul ăsta pentru că aș vrea să am mai multe commituri cu care să mă joc. Și să nu stau să mai fac commituri. Și o să fac git reset. Ops! Scuze pentru stream. Man, de ce nu pot să ies? Cine știe cum să iasă din Vim? Gata, a mers. Bun. Noi era trick question că eram în LES, nu eram în Vim. Doar Q. Dar nu știu ce am apăsat, de nu vroia. Ok, hai să vedem. Un ref. Ok, am niște rebase-uri acolo, m-am jucat înainte. Acolo suntem la 91.766.0. Să încercăm. N-am scris bine? Da, mai trebuie un 6. Ok, hai să vedem cum arată git log. Ok, cred că m-am dus unul mai mult, dar nu contează. Ce am făcut? Dacă rescrieți istoria și credeți că ați pierdut chestii, git reflog vă ajută. Git reflog vă zice practic ce s-a întâmplat cam la fiecare pas în istorie și puteți reveni la un anumit pas. Git ține chestiile astea o perioadă de timp local. Bun, git rebase. Git rebase interactively pe un... anumit commit. Tot așa, până la commit-ul ăla o să-mi dea o listă de commituri cu care mă pot juca, să fac ceva cu ele. Hai să văd totuși unul că am închis git log-ul și nu trebuia să iau mai multe.
A, uite, până la C741, cred că e suficient. Git rebase, interactively, e foarte important, C741. Poftim? Asta zice că am uitat un bu? Bun. Ok, și poate n-ați fost atenți, dar nu-i nimic, că sunt foarte bune commit message-urile mele. Da, deci profesorul are întotdeauna dreptate. Ele sunt în ordinea inversă a istoriei aici. Ele o să se aplice de sus în jos. Teoretic, ăsta de jos este cel mai recent. Și anume, ce putem face cu commit-urile astea? Avem o acțiune în verde, avem show commit-ului și avem commit-ul în sine în roșu. Putem să-l luăm ca atare, putem să-l edităm, putem să-l edităm ca și conținut, ca și fișiere și ca și mesaj, doar ca și mesaj. Putem să-l scoșuim și să-i păstrăm și mesajul sau putem să-l scoșuim fără să-i păstrăm mesajul. Toate chestiile astea sunt descrise foarte, foarte pe scurt în comentariile de aici. Ce o să fac? Nu știu, o să mă joc un pic cu ele și o să zic reward la ăsta. Ups. Reward aici. Squash la ăsta. Hai să vedem. Like squash, but discard this commit, log message, F, fix up. Și atât. Să-l las în pace. Ok, și pentru commit-ul pe care l-am pus la reward, o să mă întrebe, da, nou commit message. Ok. Și aici a fost pasul de squash. Ce vrei să faci la squash? Să le redenumești, poate, să le... Înainte să le pun împreună și dacă ne uităm în git log, o să vedeți că avem edit reset sh, l-am lăsat cu pic, jos de tot acolo. Am pus squash pe al doilea și ăsta este foas de new și l-o squashuit cu celălalt. Și ce am mai făcut? Cred că atât. Pe primul... Nu, l-am lăsat pic. Picul e ultimul, corect. Și nu știu ce am făcut cu primul. Magic. Nu știu ce, chiar nu mai știu ce am făcut cu el, îmi pare rău. Ok, bun. Cam asta, cred că... Bun, commit, reset, rebase. Ok. Și acum ajungem la partea poate cea mai interesantă, zic eu, git bisect. Cine știe despre git bisect? Ok, super, bun. Git bisect ne permite să facem debug istoriei. Acum că avem istoria curată, hai să-i facem și debug, în sensul că ne putem uita pe ea și înțelege ce-i în commit-urile alea și să vedem de unde vine o problemă. Ce rezolvă git bisect este în felul următor. Să zicem că în ianuarie 2023 am făcut un release, știm evident ce commit are release-ul ăla. În decembrie 2023 am mai făcut un release, iarăși știm ce commit are release-ul respectiv. În ianuarie 2023 clienții nu au zis nimic, nu e nicio problemă. În decembrie s-au plâns, există o problemă. Noi ne uităm un pic, problema nu e foarte recentă. No, de unde vine problema? Cum aflăm noi în toată istoria aia de un an? Și probabil o echipă întreagă de developeri, de unde a fost introdusă respectiva problemă. Git bisect ne poate ajuta. Ne poate ajuta dacă avem un repo pentru aplicația respectivă, în sensul că o să-i dăm un range de revizii între care să se uite și să facă un fel de binary search. Deci și timpul de searching este log n, right? Undeva acolo. Astfel încât... să ne indice ce commit a introdus problema. Și cum facem asta? Este printr-o serie de comenzi
de genul ăsta. Marcăm commit-ul din ianuarie ca fiind good, să zic așa, adică nu are problema, și commit-ul din decembrie ca fiind bad, are problema. În momentul ăla, Git se duce, analizează istoria, nu-i foarte complicat, ia commit-ul din mijloc și ne întreabă despre el, e good sau e bad? Să zicem pentru simplitate și pentru prezentare că se potrivește și temporal cu luna august, că e la mijlocul anului. E good sau e bad? Păi, hai să vedem. E good. Deci dacă e good, aia înseamnă că între ianuarie, care a fost good, și august, iară good, nu s-a introdus nicio problemă. Problema a fost introdusă înseamnă între august și decembrie. Iară, ia mijlocul intervalului. E good sau e bad? Zicem în octombrie, tot așa, temporal. E good sau e bad? Păi, e bad. Deci, problema s-a introdus între august și octombrie. Și atunci am redus spațiul de căutare. E efectiv binary search pe un repo. Și zicem, din punctul nostru de vedere, ce e good sau e bad. Poate fi orice. Da? Nu se mai reproduce bug-ul. Trec unit testele. Habar n-am. Nu mai iese fum din procesor când rulează aplicația. Chestii de genul ăsta. Haideți să vă arăt un demo. Ok. Și sunt pe GitHub's demo. Mergem pe... Bun. Ca să începem bisectul, git bisect start. Ok. După cum vedeți, linia de status s-a schimbat la bisecting acolo. By default sunt pe head. Head-ul, cum ziceam, e bad. Da, există bug-ul în... scuze, v-am luat un pic, am sărit cam repede. Hai să mă ajute un pic. Așa. Ca demo am făcut un mic script Python care ne afișează numerele Fibonacci. Ia de la tastatură sau de pe linia de comandă ca și prim argument, până la ce număr Fibonacci să afișăm numerele Fibonacci. Și ca să vi-l și demonstrez că știu să scriu așa ceva, o să așa, scuze, Python main py până la 20. Da, afișează numerele Fibonacci, dar non nu-i număr Fibonacci, ăla e bug-ul. Nu vrem să-l vedem pe ăla. Și atunci eu știu că la commit-ul C33B, că l-am încap, că l-am pregătit, nu se afișa non. Poftim? Am zis că e singurul bug, că afișează non acolo? Ok, git bisect start. Cred că i-am zis git bisect bad. I-am zis? Nu i-am zis, nimic. Git bisect bad, suntem head-ul cu probleme, dar are non și mai are și alte probleme, aparent. Mulțumesc. Git bisect good. Știu eu că C33B este în regulă. Bun. Și ne zice aici git. Hai să fac consola un pic mai mare. Da, zice bisecting for revisions left to test after this, roughly two steps. Îi log n. Da. Și la ce commit suntem? S-a mutat automat la jumatea la jumatea logului între git good și git bisect good și git bisect bad. În momentul ăsta aș putea să merg și să-i zic ok, cum e commitul ăsta BC0CA6B? Bad sau good nu mă interesează, o să trec să fac demo unui alt feature de git unde putem rula git bisect în mod automat. Dacă putem scripta output-ul sau verificarea sau ce facem noi, să zicem că mai e bug-ul sau nu acolo, putem să rulăm automat un script și git să se ducă prin commit-uri rulând acel script să-i zică dacă e good sau bad. Ce face scriptul? Pe aici, pe undeva și el, nu știu cum să-l fac, să-l vedem mai ușor, să nu mă tot...
ăsta. Scriptul meu, în cazul de față, verifică dacă avem output-ul ăla de non acolo la final sau nu. Atâta tot. Linia 3, ia ultima linie din output-ul lui scriptul meu, care e tot cu 20. Dacă ultima linie e non, ieșim cu 1, pentru că ăla e bad. Cum ziceam, 1 sau ceva mai mare ca 0 în shell e eroare, 0 e succes. Și atunci o să rulez git bisect run și o să-i zic pe auto bisect sh, enter. Ăsta rulează, face bisecting. Observați că partea de bisecting încă rămâne, ca și cum aș fi zis eu git bisect good, git bisect bad, git bisect good, whatever. Face chestia asta automat și la un moment dat se oprește și zice 6505 is the first bad commit. Și zice care e commit-ul, ce s-a schimbat, ca și cum am fi dat un git log. Și mă las automat pe commit-ul cu probleme ca să mă pot uita în fișiere, să investighez de ce, de unde vine problema, cum a fost introdusă și așa mai departe. Git bisect, cam asta a fost cu git bisect. Bun, și ca să aduc cumva toată discuția asta tehnică și cu comenzi și nu știu ce în contextul software engineering, în mod normal, dacă lucrăm într-o echipă, avem și un workflow, poate facem PR-uri și code review în momentul în care închidem un feature sau așa sper că facem sau dacă nu facem, să facem. Ce este în imagine e o diagramă pe care am găsit-o la un moment dat chiar când învățam Git, chiar la început. La început e foarte veche diagrama, dar văd că încă mai e online și lumea aparent o mai folosește. Ce reprezintă ea e un branch de develop, să zicem stabil, din care ne branchuim în momentul în care facem feature-uri. Bine, Git workflows sunt foarte multe, asta ca idee. Pentru simplitate și pentru chiar numai aduce ideile împreună, să zicem că avem un develop branch stabil din care ne branchuim pentru feature-uri. Și atunci în momentul în care terminăm un feature, noi trebuie să-l mergem înapoi în develop. În momentul respectiv deschidem un pull request, colegii trebuie să vină și să facă code review. Și atunci, despre tot ce am vorbit astăzi, din punctul meu de vedere, la code review, ceea ce e esențial, e evident, trebuie să scriem code, noi ca și deschizători al pull request-ului, trebuie să ni se facă code review pe codul respectiv, normal. Dar reviewerul ar trebui să se uite un pic și dacă există teste ca și good practices. Trebuie să fie teste, sunt teste, nu sunt teste, unit teste, integration test. Există sau nu există documentație? De care? Îs doc blocks? Ce e acolo? Și respectiv, ultima parte și legată de talk-ul de azi, dacă se înțelege istoria ce e acolo. Dacă nu, poate ea trebuie rescrisă, pentru că atunci când o duci în development, să rămână între ghilimele pentru posteritate și să înțeleagă echipa ce e acolo. Cam asta a fost din partea mea. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, Ștefan, pentru invitație și dacă aveți întrebări. Da, au rămas. Te rog. Un? În git blame? Bă, o să vezi numai titlul. Oricum, da, pot să dau un git blame pe... Hai să vedem, da. Nu se vede mare lucru de obicei, depinde de... Nu știu. Da, depinde unde le vezi. Da. Hai să vedem în linia de comandă, chiar nu mai știu și putem să încercăm, de ce nu. Git demo pe, nu știu, pe main. Hai să vedem, git... Opa.
Uite, vezi, îi șau, autorul data și deja aici, în ce văd eu, e doar codul fără absolut nimic. Și atunci trebuie să te duci în log aici ca să vezi, ok, care-i mesajul de aici. Bine, ăsta se poate configura, Git configurabil și la nivelul ăsta, dacă ești în linia de comandă, să-ți arate un pic din mesaj și respectiv GitHub, Bitbucket și așa, îți arată, au un sistem în care îți dai seama pe web și vezi un pic din el, dai click, se expandează, vezi frumos și descriere. Da. Da, da, cum zice, cât timp ai show, după aia poți să ajungi ușor la ce trebuie. Da. Git Work Tree. Să știi că am auzit, dar nu-mi sună, n-am folosit. Am folosit foarte rar, tot timpul există o problemă cu ele. Da, tot timpul se rămân out of date și ceva îi în neregulă cu ele. Mi se pare că și concept e un concept bun. E ok, nu știu dacă SVN are ceva similar, că no, Git vine cu multe chestii, dar adaptează-le pe toate, pune-le, sincronizează-le cu repo-ul principal. Am avut probleme de genul ăla și niciodată n-am stat să le aprofundez, să zic așa. Tot timpul a fost, trebuie să le fac să meargă și îmi trebuie o comandă rapid. N-am stat niciodată să înțeleg de ce, cum. Că de obicei dacă ai 2-3 submodule, nu poți să le adaptezi pe un, sau vrei să le ții pe toate sincronizate, că vin ceva dependențe de acolo. Și atunci trebuie să le faci update la toate și acolo am avut. Acolo sunt alte probleme, că îți trebuie alt tooling ca să le aduci împreună. La build să faci, da, la build să faci ceva cu cele X repo-uri ca să le aduci împreună. Da, cu hook-urile e problematic și că trebuie să ai un sistem extra, asta n-am mai zis, care să ți le aducă, să ți le instaleze, să ți le pună acolo în punct Git, pentru că tu când faci checkout, alea n-o să vină. Trebuie să le instalezi after the fact, după checkout, scuze, clone. În ultima perioadă n-am mai prea scris cod, din păcate. Nu foarte des. E un tool de care trebuie să știi, dar nu foarte des. Este. Este, dacă ai branching strategy, exact, dacă ai branching strategy și ai nevoie de commit-ul ăla în altă parte fără să faci mergi, ăla-i tool-ul. Depinde de cultură și de proiect.
din punctul meu de vedere. Noi, la Wrangler, folosim feature slash issue number. Că issue number nu se schimbă. Cine vrea e liber să pună în spatele lui și denumirea user-friendly ca să știe să referențieze, că până la urmă e mai ușor așa. Și release slash numărul. Exact, bug fix. De exemplu, și în interfața web, de exemplu, ți le grupează frumos pe... Aci o sortare, da. Da. Ok, mulțumesc frumos! În principiu avem rezervat până la ora 9, deci mai putem să mai stăm la networking, nu ne dă nimeni afară. Următorul eveniment l-am, chiar acum l-am stabilit, 21 martie. Martie? Da, martie, așa. Și o să vă țin în suspan, nu o să vă zic care e subiectul. Încă mai discutăm, e așa. Cam atâta. O să pun iară codurile QR, dacă vreți să mai scanați o dată. Da, le pun eu, ok, deci... Din asta. Și cam atât am avut de zis. Mersi că ați venit și o seară faină în continuare.